România începe să administreze a treia doză anticovid peste cel târziu o lună și jumătate. Primii care ar putea să facă un nou apel sunt medicii și vârstnicii bolnavi. Peste 5 milioane de români s-au vaccinat anticovid-19 până acum. Nimeni nu știe câți dintre români sunt dispuși să revină. Serul se va putea administra la cel puțin 6 luni distanță de la schema completă. Doza a treia ar putea să fie disponibilă pentru toți cei care vor să se vaccineze, dar ca și la primele două doze, tot etapizat. Nu am încredere. Nu vi l-ați făcut? Am făcut. L-am făcut, dar de ajuns. Unul și atât. Mai mult nu. Da, o fac și pe al treilea vaccin. Am făcut două. Da? Și îl fac și pe al treilea. Și pe al patrulea. De ce să mor? Foarte bine. Păi de ce? Că nu mă omoară. Numai Dumnezeu știe. Păi, de ce să nu face mamă? Că e mai bine, că eu de ce să mulți peste tot și la mare. Am văzut atâta lume. N-au bunul simț, unul de altul să bagă lângă ei. Așa că de ce să nu facă? Uite, fata mea e asistentă la spital și a făcut pe amândouă și a făcut și COVID-ul. Da. Și l-a făcut amândouă și generisul. Uite, și să vedem dacă o mai obligă să mai facă. Foarte bun e. Toată lumea să-l facă. Că uite, unde am ajuns. Așa spus la televizor, auzi că ne-am înmulțit. Să-l facă, mai ales tineretul ăsta, care eu abar n-o, pe ce-l metrez. Da. Da? Să-l facă toată lumea, să nu moară. Că uite, câți vin, câți microbi pe toate părțile, mamă. Din toate părțile trebuie să te ferești. Păi, dar ce dacă-s bătrână? Îl fac, da. Excluși sunt și cei care au schema completă de vaccinare și au trecut prin boală. Deocamdată se ia în calcul rapelul doar pentru Pfizer și Moderna. În cazul AstraZeneca, specialiștii spun că doza 3 se poate face și cu celelalte seruri, dacă e cazul.